Citesc în continuare memorandumul care l-am semnat astăzi. Încheiat astăzi 14.03.2018 la sediul sucursale electrocentrale DEVA, Societate Complexă Energetică Hunedoara ESAM, având în vedere solicitările Sindicatului Solidaritatea Hunedoara și ale Sindicatului Liber Independent Electrocentrale DEVA Mintia, privind soluționarea situației deosebit de grave a termocentralei Mintia, la întâlnirea de astăzi dintre reprezentanții Guvernului și Ministerul Energiei cu reprezentanții celor două sindicate s-au convenit următoarele. 1. Inițierea demersurilor pentru asigurarea veniturilor necesare achitării contribuțiilor sociale, inclusiv a celor restante. 2. Redactarea unui nou memorandum prin care se va înființa un comitet interministerial în vederea identificării soluțiilor pentru problemele Societății Complexe Energetic Hunedoara S.A. Stabilirea strategiei de dezvoltare a societății menținute în funcționare a unor grupuri energetice de la termocentrala Mintia, având în vedere inclusiv prevederile OUG numărul 22/2015. Reprezentanții sindicatelor din Societatea Complexă Energetic Hunedoara S.A. vor avea statut de invitat la lucrările acestui comitet interministerial. Acest statut creează cadrul pentru susținerea punctului de vedere privind strategia de dezvoltare a societății și viitorul termocentralei Mintia.